FCSB sau Steaua a avut sute de apariții în competițiile internaționale și probabil va rămâne în sufletul multor oameni victoria emblematică din 86 împotriva Barcelonei. În ultimii ani însă, roșii-albaștrii sunt din ce în ce mai greu de găsit în Europa. De fapt, ce vorbesc? Mai toate echipele din România s-au cam făcut nevăzute în marile meciuri dintre titanii fotbalului. Astăzi vom vorbi despre istoria și declinul Stelei în ceea ce privește apariția sa în Europa. Începem printr-un scurt istoric. Anii 50 au reprezentat prima epocă de glorie a clubului, în care s-a cristalizat faimoasa echipă de aur. A întreprins un turneu în Anglia, unde a reușit rezultate notabile în fața unor echipe de prestigiu precum Luton Town, Arsenal sau Wolves. Pe 9 aprilie 1974, actualul stadion al Stelei, stadionul Ghencea, a fost inaugurat într-un meci amical cu OFK Belgrad. Sub conducerea antrenorilor Emeric Yenei și Angel Iordănescu, Steaua a impresionat în campionatul 1984-1985. A urmat cel mai spectaculos sezon din cupele europene din fotbalul românesc. După ce a eliminat echipe precum Anderlecht, Steaua a devenit prima echipă din România care a jucat o finală europeană. Pe 7 mai 1986, pe stadionul din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona era cotată cu prima șansă, dar după prelungiri, când scorul a rămas 0-0, legendarul portar Helmut Dukadam a apărat 4 penaltiuri la rând, contribuind decisiv la victoria Stelei cu 2-0. Steaua a devenit astfel prima echipă din estul Europei și singura dintr-o țară comunistă care a câștigat un trofeu continental suprem. Steaua și-a trecut în palmares o supercupă a Europei, câștigând în 1987 finala cu Dinamo Kiev, printr-un gol marcat de Gheorghe Hagi, contrazicându-i pe cei care considerau câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua un fenomen izolat, a rămas la cel mai înalt nivel în fotbalul european de la sfârșitul anilor 80, ajungând în semifinala Cupa Campionilor Europeni în sezonul 1987-1988 și în finala aceeași competiție în 1989, pierzând însă cu 4-0 în fața lui AC Milan. Revoluția română din 1989 a însemnat trecerea la o economie complet controlată de către stat, la una liberă de piață. Mulți dintre jucătorii din echipa anilor 80 s-au transferat la cluburi bogate din Occident. Pe plan internațional, Steaua s-a calificat de 3 ori la rând în Liga Campionilor, noul format al Cupei Campionilor Europeni, între 1994-95 și 1996-1997, fiind prima echipă din România care a participat în această competiție. Sub conducerea fostei glorii italiene Walter Zenga, Steaua s-a calificat în grupele UEFA în sezonul 2004-2005, Zenga calificând o echipă românească în primăvara europeană, pentru prima oară după 1993. Steaua a câștigat titlul în 2005, performanță repetată în anul următor, sub conducerea succesivă a antrenorilor Oleg Protasov și Cosmin Ororoiu. În 2005-2006, Steaua a reușit să ajungă în semifinalele Cupei UEFA, fiind eliminată la limită de Middlesbrough FC, după ce trecuse de Rapid București într-un sfert de finală All Romania. Steaua a câștigat Supercupa României în iulie 2006, trofeul cu numărul 52 din istoria clubului. De asemenea, în sezonul 2006-2007, Steaua s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, pentru prima oară după 10 ani, performanță repetată în cele două sezoane următoare. În 2013, Steaua a câștigat primul titlu după 7 ani, cel de-al 24-lea titlu din istorie și s-a calificat în faza grupelor Ligii Campionilor 2013-2014. Roșii-albaștrii sunt în prezent pe locul 92 în clasamentul UEFA, având un total de 64 de sezoane, 33 de meciuri, 128 de victorii, 90 de egaluri și 115 înfrângeri pe plan internațional. După cum se poate observa, de câțiva ani buni, FCSB nu a mai avut parte de glorie monumentală în Champions League. Asta deoarece valoarea jucătorilor românești și a fotbalului românesc în general a scăzut mult după sfârșitul perioadei comuniste. Însă sunt de părere că mai există încă o speranță pentru România și consider că Steaua, CFR, Craiova sau orice altă formație românească se apropie cu pace și repezi de adversari impunători din Italia, Anglia ori Spania, care așteaptă în Champions League. Așadar, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut noul format de videoclipuri care va apărea pe canal, v-aș ruga să dați un like, să vă abonați dacă deja nu ați făcut-o. Ca de fiecare dată, lăsați-vă opinia în comentarii dacă aveți ceva de spus și acestea fiind spuse, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!